Vă salut cu salutul Apostolului Pavel. Har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului Iisus Hristos. Amin. În toate epistolele lui, Pavel salută întâi cu har și apoi cu pace. Și am observat că toate epistolele lui se încheie dorind har. Harul Domnului să fie cu voi. Așa că în aceste zile, dacă Dumnezeu ne va da harul să fim împreună, să ne dea Dumnezeu har de la început și până la sfârșit. Amin. Și cum harul e felurit, să socotească Dumnezeu ce-i potrivit pentru fiecare sau pentru noi toți împreună. Amin. În această seară mi-a pus Domnul pe inimă să vă vorbesc despre cum putem să avem o minte sănătoasă. Este o expresie biblică pe care o întâlnim în a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, versetul 1. El spunea, prea iubiților, în epistolele mele caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Eu cred că o aveți și dumneavoastră sănătoasă, că numai o minte sănătoasă poate fi trezită. Dar poate, sau dacă nu preventiv, să nu se strecoare ceva, să ținem lecția aceasta. Spunea Apostolul Pavel de data aceasta, 2 Corinteni 11:3, că el a pregătit biserica din Corint, știți, au fost ei mai dificil, dar a pus mult suflet pentru ei, să-i pregătească să fie o fecioară curată. Dar zice în 11:3, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre, că despre gânduri vom vorbi, să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Deci există riscul acesta de a ne păta hainele, simbolic vorbind, ceea ce înseamnă în primul rând de a ne fi afectată mintea. Căci apostolul vorbește despre oameni care, rețineți, îi întâlnim în mediul bisericesc. Dar nu o minte curată, o minte sănătoasă, spunea el, citesc din 1 Timotei, capitolul 6, despre oameni stricați la minte. Doamne, ferește de așa ceva! Ba mai mult spunea el în Tit, că sunt unii oameni care și mintea și cugetul le sunt spurcate. Deci, bunul Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm, să avem o minte curată, luminată, un cuget bun, că ține tot de minte, nu? Că fără acestea există riscul de a avea probleme în timp, în viața de credință. Cu siguranță nu este o noutate pentru dumneavoastră ceea ce vă tizez din Psalmul 139, dar vreau să plecăm de aici. Spunea David, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, nu doar că știa să cânte bine și așa cum se vedea și cum îl cunoșteau alții. Notează el în versetul 2, și de departe împătrunzi gândul. Da, am o întrebare și apropo, dacă aveți întrebări pe tema gândurilor, a ceea ce discutăm, puteți pe parcurs să le trimiteți, dar numai pe tema aceasta. Și numai dacă aveți nădejde și dorință sinceră, nu întrebăm ca să ne aflăm în treabă și nici vorba ardelenilor să fim mai ocoși. Și nici eu nu o să răspund tot așa ca să fiu mai ocoș, să spun ce nu a spus altul. Și vrem doar așa să avem un cuvânt sănătos și fie ca mintea noastră sănătoasă să fie o locuință binecuvântată pentru Duhul lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Dar rămâne El doar la nivelul că le cunoaște și atâta tot? Scrie în Psalmul 50 că Dumnezeu îi vede ce fac pe oameni și întrucât la un moment dat sau până la un moment dat nu zice nimic, ei cred că Dumnezeu, cum zice și în alte părți, Iov sau în Eclesiast, Dumnezeu amână să pedepsească păcatul, zic unii, nu vede Domnul. Problema este mult mai sensibilă
Pentru că spune Cartea Sfântă, vă citesc din profetul Isaia, cred din nou un cuvânt cunoscut, dar vă rog să mă urmăriți că merge mai departe, versetul 18, eu pedepsesc faptele și gândurile lor. Deci, Dumnezeu ne cunoaște gândurile de departe. Ce înțelegeți dumneavoastră că ne cunoaște gândurile de departe? Că El departe sau că Dumnezeu știe ce o să gândim și peste 10 ani? Și în timp Dumnezeu le cunoaște. Doar scrie în Ezechiel despre Gog și Magog, evenimente rezervate sfârșitului veacurilor. Scria profetul că Dumnezeu știa ce gânduri vor veni în minte atunci când vrea să asedieze pe evrei. Să știți, Dumnezeu judecă gândurile și asta ne este clar, dar este un har de care aș vrea să beneficiem în seara asta, tot sub forma unei judecăți a gândurilor din partea lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 4, versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu, și noi ne folosim de Scriptură, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăijuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, în cheieturile și mădova, așa cum, atenție, judecă simțirile și gândurile inimii. Deci când judecă Dumnezeu gândurile? Numai la judecată? Nu numai la judecată, le judecă și când se predică. Pentru că auzind cuvântul lui Dumnezeu, ne este dat un har să ne analizăm. Dar judecata asta Dumnezeu o face în colaborare cu noi. Vă amintiți vorba profetului care spunea, haideți totuși să ne judecăm. Ce judecată interesantă. Inculpatul să aibă drept să negocieze cu judecătorul. S-ar putea să nu judecăm drept, să nu acceptăm să ne judecăm. Să lăsăm să ne judece Domnul, cum spune în 1 Corinteni 11, odată cu lumea. Și în situația în care noi nu vom fi sinceri să ne judecăm noi sub cercetarea Duhului Dumnezeu, a cuvântului, Dumnezeu s-ar putea să ne lase nejudecați la nivelul minții noastre. Ba mai mult, s-ar putea Dumnezeu să oprească și pe alții să ne poată judeca. Știți cum oprește Dumnezeu pe alții să nu ne judece gândurile? Păi nu le face de cunoscut că n-am cum eu să-l judec pe dumnealui ce are în minte dacă nu aflu, nu? Nici dumnealui pe mine. În ideea aceasta spunea Apostolul Pavel, vă citesc 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Apostolul a fost foarte optimist. O, bine ar fi când se vor descoperi gândurile să ne alegem cu laude. Să nu ne alegem cu vreo pedeapsă. Așadar, dragii mei, să folosim nu numai seara aceasta. Ori de câte ori Dumnezeu ni se adresează, vrea, la nivelul minții noastre, să ne analizăm și să luăm măsurile care se impun. Pentru că mintea noastră poate să se îndepărteze de Dumnezeu sau să se apropie de Dumnezeu. Îmi place să spun că Dumnezeu nu ia analize din vârful limbii, ci din adâncul inimii, ceea ce înseamnă de la adâncimea cea mai puternică a gândirii noastre. Îi spunea, am văzut în această seară și tineri aici și copii, sper să nu îi se le spun ceva și lor, că poate analiza asta cu gândurile nu se suie bine la mintea lor sau nu se coboară. Dar cât pentru tineri care pot și au minte ageră, spunea David lui Solomon, citesc 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9, și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, slujește cu toată inima, cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile, pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Ce pasiune pe Dumnezeu! Nu ia gândurile așa prin selecție, hai să văd ce gândit el la ora 3, dumnealui la ora 5, gata, mi-ajunge, nu! Dumnezeu intră în profunzime
și în totalitatea gândirii. Dar de ce este Dumnezeu atât de interesant de ce gândim noi? Vedeți dumneavoastră, dacă aveam o medicină preventivă bine pusă la punct, chiar în plan medical, ar fi mult mai mici cheltuielile, s-ar putea preveni anumite boli, să se depisteze un virus, o boală, într-o fază cât mai incipientă, ba mai mult, să fie prevenit. De aceea vaccinuri și toate tratamentele, tot regimul de sterilizare și așa mai departe. Dragii mei, de fapt, ce înseamnă o minte sănătoasă? Vreau să luăm un verset din Proverbe care să fie, dacă vreți, versetul de aur pe seara asta. Cartea Proverbe, capitolul 14, versetul 22. În adevăr. Haideți să vedem ce adevăr e aici. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Rătăcirea minții, acum vorbind în plan biologic, scrie în Deuteronom 28 că e o pedeapsă de la Dumnezeu. Gândiți-vă că sunt oameni nebuni. Aseară povestea cineva despre o fată de acum mare, 20 de ani, pleacă de acasă fără să știe, nu știe când se întoarce, nu știe ce face, nu știe să oprească când mănâncă, nu știe absolut nimic. Ce trist să nu fie mintea bună. M-am gândit, dacă nu-i bună o mână, te ajut cu asta, hai să zic că nu-i bună niciuna, roși pe altul, măi. Zic, sunt oameni fără mâini, le dă altul mâncare în gură, îi fără picior, să slujește de cărucior. Dar dacă nu-i minte, unul fără minte se poate sluji de mintea altuia? Nu se poate. Dar dacă în plan biologic absența minții e o mare pagubă, da în plan spiritual să nu fie minte, să nu fie înțelepciune, să fie o rătăcire. Pentru că ascultați-mă ce vă citesc din Roman capitolul 1, ce s-a întâmplat de fapt cu omenirea de a ajuns în starea în care a ajuns. Roman capitolul 1, citim de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu le-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au felit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și s-au pierdut, n-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor, scrie versetul 28 tot aici, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției și întorc paginile până la Efeseni 4 ca să vedeți că nebunia asta e mai rea decât aia din Deuteronom de care le ziceam. Că pe un om din ăsta nebun îi mai dai pastile, ceva sedative, îl grijesc scalții și... Dar unul din ăsta păcătos și dacă sunt mai mulți, Efeseni 4, versetul 17, iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu trăiesc cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața de Dumnezeu, lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor, ei și-au pierdut orice simțire, iată, și înseamnă o minte bolnavă, lipsită de curăție, sau de dat la desfrânare și să săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Și acum ascultați ce poate să facă Domnul chiar din astfel de oameni. Scrie aici de la versetul 20, de aceea vă spuneam că în timp ce se predică, mintea noastră poate analiza și ne putem pune în ordine. Și 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați, versetul 23, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Acum, ce ziceți dumneavoastră, dacă devenim după chipul lui Dumnezeu, n-ar trebui să avem și gândurile lui Dumnezeu? Imaginați-vă că vedeți un copil și ziceți, îi lei tată său. Și tatăl său să fie un om deștept și când deschide băiatul gura, zici, măi, seamănă cu tatăl său numai pe din afară, dar pe dinăuntru e cu totul altceva. Dumnezeu vrea să-i semănăm, să ajungem să gândim ca El.
O fi prea mult? Vă citesc din Isaia 55. Spune Scriptura de la versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile mele față de gândurile voastre. Și într-o asemenea condiție, la o asemenea distanță cosmică, se mai poate schimba ceva? Se poate ca gândurile Dumnezeu să coboare din cer în mintea noastră? De-aia scrie că sunt gândurile Lui departe cât cerul de pământ. Noi gândim omenește, dacă gândim ca ceilalți, ca lumea, Dumnezeu gândește ca și cum este realitatea acolo, în ceruri. Adevărata realitate. Și scrie aici că aceste gânduri pot să devină gândurile noastre. Și despre asta vreau să vorbim. Cum putem să avem o gândire curată? O minte sănătoasă? Ia gândiți-vă puțin. Și vorba cuiva, e bine că nu se vede prin frunte să se vadă ce gândim. Gânduri necurate ați avut careva? Așa să vă uitați spre o altă femeie și să ziceți că e mai drăguță decât a voastră. E un gând necurat ăsta, nu? Gânduri de lăcomie. Te ieși în mașina altuia și zici, singura diferență e că-s la el cheile și nu-s la mine, nu? Putea să fie a mea. Cum a zis Adonia? Împărăția trebuia să fie a mea. Așa, s-o întors și-o căzut la frate meu. Și-o zis, ce mai rămâne? Măcar fata asta frumoasă, cea mai frumoasă din țară, o merg la mama împărată, zise-mi-o de mie. Știți ce l-a întrebat mama lui Solomon pe Adonia? Vii cu gânduri pașnice? Lui s-a părut că gândește bine, sărac. S-a pregătit de nuntă și urma mormântarea. S-a făcut gândurile lui, sărmanul. N-a gândit bine. Dar vin cu altă întrebare. Vi s-a întâmplat să gândiți ceva ce n-avea nimic de a face cu realitatea în dreptul cuiva? Hai să vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 16. Citesc de la versetul 6. Iisus le-a zis, vorbea cu ucenicii, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și a saducheilor. Ucenicii se gândeau și au pornit programul. Să opereze cu minte. Mintea e cel mai puternic computer din lume. Am citit recent că mintea noastră, dat fiind modurile codificate, stratificate, clasificate în care poate să adune informații, ar putea o minte să încorporeze toate datele ce sunt la ora actuală în internet. Numai să fie codificate corespunzător, pachetate bine, asta e ideea. Se gândeau și ziceau, ne zice așa pentru că n-a luat pâini. Și Domnul care știa ce gândeau ei, ne zice, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Dar din versetul acesta eu înțeleg că nu numai unul a gândit așa slab, pe lângă. Și mai mulți. Păi, de bună seamă, la asta se referă. Nu vi s-a întâmplat așa să vorbească soacra cu socrul ceva și să vă sară țândăra? Cred că de asta au zis. Pe mine mă uimește câți oameni sunt atât de siguri pe computerul lor și când colo dă eroare. Ba, am fost nevoit să zic la unii care spunea, știu de ce e așa. Zic, n-am știut eu că ești proroc. Zice, nu că proroc nu-s. Dar atunci, da, dacă nu e așa cum gândești tu. E foarte ușor să greșim la nivelul gândirii. Dar știți de ce greșim? Nu-i mintea sănătoasă. Adică nu funcționează corect programele. Și le-a spus Domnul, eu nu la asta m-am referit, măi, ucenicilor. Ci le-a spus, fiind vorba, noi acum știm foarte bine la ce se referi Domnul, la luatul fariseilor, nu? Da, e atunci. Să vă amintesc alte situații din Biblie. Hai, luăm numai două. Ca să vedeți ce ușor e să gândim pe lângă.
Cartea Iosua, capitolul 22. Știți, evreii au venit dinspre apus, dinspre Egipt, au intrat în țară pe la răsărit, că au fost un ocol prin pustie. Două semeții și jumătate au fost dornici să-și primească moștenirea, s-au așezat la răsăritul Iordanului, dar potrivit înțelegerii care au avut-o, bărbații militari, apt combatanți, au trecut în fața celor nouă seminții și jumătate să le ajute să-și câștige și ei partea de moștenire. S-a terminat războiul, au fost două campanii militare puternice în nord și sud, Dumnezeu i-a ajutat, au hotărât să se întoarcă acasă, aveau acum prăzi de război și ce le-a venit în gând când au ajuns înainte de trece apa? Băi, noi suntem dincolo, ăștia sunt din coace. Vremea trece, noi îmbătrânim, ăștia o să spună la ei capitala că numai asta e țara făgăduită și copiii noștri, nu se evrei, n-au parte cu ăștia. Ce să facem noi? Și-au făcut un altar imens, izbea privirile. Bănuiesc că era recordul, cum ar fi acum cel mai înalt bloc din lume. Și s-au aflat că vorba se duce, nu? Numai știți cum se duce vorba, ca bulgări de zăpadă. Ca și în povestea cu oulele pe cală. De la unul s-au făcut 100, dar până la urmă s-o mai știu că o fierte sau o făcut la clocit. Și când au auzit ăștia, alarmă până la nivelul conducerii. Ați auzit ce au făcut ăștia? Ăștia și-au făcut altar, s-au dezis de Dumnezeu nostru. Mobilizare generală. S-au despărțit cu pacea Domnului și era să întâlnească cu focuri de armă. De ce? Așa s-au gândit ei. Vă citesc de aici. S-au dus. Șansa lor a fost că a fost președintele delegației un om cu minte. S-au dus la ei și au început să le spună, vă citesc de la versetul 16, așa vorbește toată adunarea Domnului, vorbeau cu toată autoritatea. Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-a săvârșit față de Dumnezeul lui Israel, zidindu-vă un altar ca să vă răzvrătiți? Și acum răspund ceilalți. Versetul 22. Domnul Dumnezeu cel atotputernic, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, au repetat, știe și Israel să știe, dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului a făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor în ziua aceasta. Adică ei au stau și să jure și ăștia și ăia. Nu-i drept. Cu alte cuvinte, ăștia erau ca și cei doi ce se certau, unul stătea dincolo de masă, zicea că e 6, ăsta stătea din coace și zicea nu că e 9. Împacă-i. Masa o fi de bai. Până la urmă s-au lămurit, uite de ce am făcut noi altarul. Nu cumva copiii noștri să nu mai fie recunoscuți drept evrei. S-au liniștit, s-au întors acasă, i-au potolit și pe ceilalți. Să vă dau un alt exemplu mai scurt. Pavel era în drum spre Roma, știți, a fost un naufragiu, Dumnezeu a scăpat și a ajuns în insula Malta. Și scrie aici de la versetul 2 că ploua, se lăsase un frig mare, Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc, o năpârcă a ieșit, s-a lipit de mâna lui barbarii când au văzut năpârca, imediat procesorul a lucrat, mintea, nu? Și au zis, cu adevărat, omul acesta este ucigaș. Dreptatea nu vrea să lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Și dacă l-ar fi întrebat, mă nu știu cum se face că oamenii în grup sunt ca și computerul legate împreună în circuit, știi? Băi, tu ce ai gândit? Bă, și eu tot așa am gândit. Nu se poate, vezi? Dreptate, știu eu ce zeu era, care avea grijă să nu se deregleze lucrurile pe pământ. Pavel a scuturat năpârca în foc, n-a simțit niciun rău, oamenii se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort, dar după ce au așteptat mult și când au văzut că nu-i se întâmplă niciun rău, nu știu cât au așteptat mult, cât credeau ei că are efect veninul, și-au schimbat părerea. Și ziceau că e zeu. Măi, nu gândi bine nici prima dată, nici a doua oară. Că nu știu cum se face că uneori e așa de greu să mergi pe axul drumului, sau mai corect spus, pe banda ta. Ori îl sui pe unul în slavă și îl faci zeu, ori dai cu el de pământ, că nu-ți mai trebuie nici de lemne de foc. De ce? Pentru că e foarte ușor să greșești în analiza minții. Sau nu e ușor?
Dragii mei, de fapt, ce se întâmplă în mintea noastră? Se spune, eu nici nu știu cum le-au numărat, că ar trece prin mintea unui om, acum depinde fiecare ce viteză de procesare are și cât e de voiajor. Că noi toți avem locomotive la minte, numai depinde câte vagoane. Că ar trece prin mintea omului într-o zi vreo 100.000 de gânduri. Da? Fă tu vamă la atâtea mașini. Nu-i deloc ușor. Cum? Ba, am mai întâlnit și oameni așa mai melancolici, mai obosiți. Și spun, măi, nu te mai gândi la asta. Dar nu pot. Am spus la unii, măi, dar mai gândește-și tu la Ștefan cel Mare, la Mircea cel Bătrân. Tu nu știi de la școală. Gândește-te la ce vrei, dar nu la asta. Și dar nu pot, frate. Vă să zic că e tare complicată problema cu mintea, cu gândurile. Zici că e mintea noastră așa în pantă. Și tot la vale și tot într-acolo. Îți fuge mintea. Doamne, ori există posibilitatea să ne putem noi controla mintea, să avem o minte curată, sănătoasă? Se poate lucrul acesta? Ar putea fi realizabil? Că așa cum aminteam, nu vede nevasta ce gândește bărbatul. Da, dar e problema mai mare, că vede Dumnezeu ce gândește. Și numai că vede, îți face și proces verbal. Da? Ascultați-mă ce scrie în cartea Eclesiastul, capitolul 7. Vă citesc aici. În versetul 22, că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu pe alții de rău. Și mai este un verset în 10:20, nu blestema pe împărat nici chiar în gând. Auzi. Nici pe cel bogat în odaia ta din care te culci, că s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Știți cum știa Elisei ce vorbeau ei și cum Domnul Iisus în atâtea situații îi cunoștea ce gândeau? Scrie în Biblie, în Luca 9, că la ucenici le-a venit în gând să știe care e mai mare. Acum am o întrebare. De unde le-a venit în gând? Le-a venit. Acolo a fost destinația, dar unde a fost expediția? De fapt, cum intră gândurile în mintea noastră? Că noi avem gânduri de import și mai avem și autohtone. Cum am citit undeva că unul a fost la judecată, cei care ar fi ajuns, s-a dat vina pe diavolul, că diavolul i-a pus în gând. Și diavolul s-a prezentat și a zis, nu-i drept că asta nici mie nu mi-a trecut prin cap, ci asta e a lui. Deci, adevărul e că și nouă mintea ne rodește, cum face pui la alții și la noi se clocește, nu? Cum intră gândurile în mintea noastră să putem pune pază bună, nu? Și apoi ne-ar mai trebui o pază, dacă cumva mai scapă vreunul să intre, măcar să nu mai scape să iasă. Pe din coace, prin vorbe, că de cumva se adună, care l-a prisos la înghesuială, se vâră. Eu cred că le-a venit în minte ucenicilor să știe care e cel mai mare, pentru că și în lume se obișnuia să se știe care e șeful. Îmi bazez supoziția pe cuvintele Domnului care au spus, știți că neamurile și împărații domnesc peste ele. Cu alte cuvinte, nu gândiți cum se gândește acolo, zis, între voi să nu fie așa. Deci e foarte ușor să ne intre gândurile de la vecin, nu? Sar peste gard. Noi avem ferestre, ochii, și nu știu cum se face casa noastră, e tot cu ferestrele deschise. Așa am fost creați. Și cum să nu intre? Măcar miros, nu? Știi ce are vecin, ce coace, ce prăjitură face vecina la bucătărie sau vecinii de apartament? Cu gândurile și mai sensibilă problema. Și apoi vin duhurile, astea sunt mai puternici. Zicea un prieten al lui Iov, sărmanul, vă citesc din capitolul 4, versetul
15, un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciu. Un chip cu un înfățișat necunoscut înainte ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Șoaptele astea încetişoare sunt în minte, cele mai încet. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut. Dar ce era în dezbatere? Dacă este Iov sau nu e curat? Și a zis Dumnezeu, capitolul 2, după ce a spus-o și în capitolul 1, e curat la suflet. Și diavolul își șoptește la ăsta care a venit la Iov, nu sunt oameni curați. Da. S-ar putea în timp ce te pune diavolul pe tine să faci un păcat să șoptească, așa ca să-ți liniștești conștiința. De ce crezi că alții nu fac? Vorbă, cum spunea unul, zice că bețivul zice doar și gâștile beau. Să-și găsească o scuză. Și și-au dat cu părerea și s-au gândit, măi, ne folosim de experiență, nu? Și nu se poate dacă te-o pedepsi Dumnezeu așa rău. La început, au fost așa mai finuți, măi, cercetează-te și tu, vezi, nu-i ceva probleme cu tine. Eu v-am zis, nu mă simt vinovat. Atunci ori deveni mai îndrăzneți când s-au mai potolit Iov de plâns și au zis, da, că ai bat jocul, ai nedreptățit, ai făcut, că erai mai tare, la tine era averea, a tăi erau banii. Dă-i cu bat jocul pe el bietul Iov, zice, mă, dar nu vă potoliți odată. Au încercat să se apere. Și Dumnezeu a lăsat să-și dea cu părerea. La urmă a venit Dumnezeu, s-a făcut, eu nu știu cum s-a făcut proces verbal. Și îți încoace, hai. A zis? Păi am zis, dar de ce ai zis? Așa m-am gândit. Și în final scrie Iov capitolul 42 că părerile astea se plătesc. Gândurile sunt impozabile. Vorbele cu atât mai mult. Dacă ar impoza și, eu, și statul vorbele, cred că am avea economii mai prospere. Sau oameni cu mai puține păcate. Zice în 42:7, n-ați vorbit drept de mine. Auzi, în gândurile noastre ajuns ne dăm cu părerea despre Dumnezeu că nu trebuia să fac așa, că de ce? Da? Povestea fratele Romi Mocanu că era în spital și un patron supărat că s-a îmbolnăvit tocmai când era afacerea în toi, ci și Dumnezeu nu le programează bine. Acum eram eu de spitalizare. Și vorbind odată cu ochii și zice, dumneata, frate, domnule pastor, ce zici? Frate Romi zice, a, păi ce contează ce zic eu? Hai să lăsăm cuvântul să vorbească. Și-o citit pilda celor poftiți la cină, Matei 22, și când au ajuns la versetul 14, sau 13 cât e acolo, omul acela care n-avea haină de nuntă a muțit. Și povestea frate, și când am ajuns cu cititul aici, a muțit și salonul. Pentru că mult mai bine ar fi uneori să tăcem. Da? Și pentru că și-au dat cu părerea, Dumnezeu i-a pus pe prietenul lui Iov să plătească. Știți cât au costat părerile lor? Stabilit Dumnezeu, versetul 8, 7 viței și 7 berbeci. Faceți evaluarea în euro cât costă. Păi, se adună la câteva mii de euro. Dacă ne-ar pune Dumnezeu să plătim, până la anul, Doamne ferește, rămânem în stradă. De ce? Vă rog, rețineți, s-au dus să-l mângâie. Știți ce spune Solomon Eclesiastul? Nu este niciun om care să facă binele fără să păcătuiască. Adică așa de bun meseriași suntem, încât atunci când meșterim câte ceva, de regulă mai și stricăm. De ce? Totul e de la minte. Și cum am spus, versetul de aur, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Căci gândurile lucrează, se nasc vorbe, apar fapte și toate astea duc într-o direcție.
Deci, nu uitați, dragii mei, mintea noastră e foarte vulnerabilă, sunt multe uși, ferestre deschise, societatea ne amprentează, e ca ceva ca și cu limbajul. Fratele a venit lângă mine când ne cunoaștem și zice, ce faci, brudăre, știi? Voi, nu, voi, e ceva normal pentru dumneavoastră să spuneți brudăr, nu? Că aici se vorbește germană, nu? Tot la fel e foarte ușor să pui să gândești ca cel de lângă tine. De ce zice înțelept un proverbe? Nu te împreteni cu omul mânios, că poți să ajungi și tu să fii nervos. De ce zice în 1 Corinteni 5 să nu te însoțești cu niște șmecherași ca nu cumva să te șmecherească și pe tine? Și cu vremea să ajungi tu șmecheraș. De ce zice în Proverbe capitolul 1, fiule, dacă niște păcătoși vor să te ia cu ei, nu te du! Că suntem influențabili, dragii mei, suntem slabi. Și întreb din nou, se poate în acest context atât de complicat al minții, al gândurilor, să avem noi o gândire sănătoasă, să ajungem noi să gândim ca Dumnezeu? Vă doriți asta? S-ar putea nici să nu-și dorească. Dacă nu vă propuneți ceva, ultimii noștri doi copii au fost diferiți în privința învățăturii. Penultimul a fost foarte punctual cu cartea, mi-amintesc că era în clasa întâi și spunea soția, hai să mănânci după ce îmi fac temele. Celălalt ultimul, nu știu vreodată să fi fost dragă școala, nici în prima zi, probabil să fie dragă în ultima, când termină anul ăsta liceu. De nicio culoare, dar foarte harnic. Dacă am vrut pe ăsta mic să-l pedepsesc, l-am pus să învețe. Dacă am vrut pe ăla să-l pedepsesc, l-am pus în grădină. Dar, odată la un început de an, îi chem și spun, băi băieți, ca să-i motivez să învețe, de la media generală nouă în sus, eu dau premiu. Până aici, pe 10 sutimi se mărește premiul și de la 9,50 în sus se mărește de la 5 sutimi. Și unul care știam ăsta că ia premiu, face el calculul foarte exact. Dar când nu au fost ăștia, nu cu toți, vine ăsta mic și spune, auzi, dar dacă eu iau 6 și 7, e bine, bun. Merge la o sora soției și spune, auzi, tu, Șadană, la Abel nu-i mulțumit cu 9,50, la mie îi pare bine cu 6. Dumneavoastră, ce vă propuneți la nivelul minții, 9,50 sau 6? Că să știu mai continuu sau rămân numai care vor premiu? Dragii mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ajungem să putem gândi bine. Dar pentru aceasta vă recomand, nu vă grăbiți să vă dați cu părerea. Orice om să fie, grabni la auzi. Urechile să aibă viteză, nu gura. La ascultare, încet, la vorbirea, când e vorba, să sătureze gura. Zăbaf, nimeni nu intră într-a doua. Nu poate mări viteza. Dar uneori suntem tentați să ne ascultăm bine. Și temă pentru acasă, scrie undeva în proverbe, cel urechea care ascultă bine, omul care ascultă bine, va vorbi întotdeauna cu judecat. O predica Pavel la Atena și a început așa frumos, o ia la început de la creație, să le explice, până la un loc ori stat atenți. Și scrie în Fapte 17 că oamenii aceia nu-și petreceau vremea cu altceva decât să auzi. Experimentați la capitolul ureche și totuși în ziua aceea au fost studenți răi. Vor asculta până la un punct în lecție și spune, asupra acestui lucru te vom asculta? Apoi îți pricepe voi altă dată atunci. Că uneori nu vrem să ascultăm bine, să fim atenți, să fim culoarea minte și repede ne dăm cu părerea. Știu! Stai, dragul meu! Nu te grăbi. Lasă mintea să judeci. Gândește-te bine.
așteaptă. Erau frații la o nuntă, la masă. Și discutau un subiect, nu mai țin ce. Și unul din ei zice, era treia fratele Simionul că atunci, hai să-l întrebăm și pe bătrânul. Da, cum era așa mai încet de felul lui, nu s-o grăbi să răspundă și ăștia tineri în viteză, zice, dă-i pace ca moșul că n-aude. A fost exact momentul în care bătrânul zice, slavă Domnului că încă aud, numai că nu vorbesc cu surate ca voi. Și apoi le-a dat răspunsul foarte frumos la întrebare. Mai este un aspect asupra căruia vă sesizez. Am citit versetul din Proverbe care l-am numit de aur, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Și lângă ăsta mai pun un cuvânt a Domnului Iisus, Matei 6, versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, de ce vorbim noi? De o minte sănătos. Tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău e rău, știți ce e ochiul de aici? În contextul discuției noastre. Gândul. Adică felul cum tu privești problema. Cum te raportezi la o persoană, la un fenomen. Dacă tu ești rău și tu porți ochelari negri, fumuriu, să nu spui că vezi pe cineva altfel decât fumuriu. Că asta iar este o mare pacoste. Bănuielile rele, astea sunt o catastrofă. Și nu știu cum se face, că astea au trecere, viteză, mult mai mare decât cele bune. Se spune că reporterii nu au decât două griji, să adune informații și să le dea mai departe pe cele rele. Uitați-vă dumneavoastră la știri. În general, ce se dau? Faptele bune făcute de cineva sau mai degrabă infracțiunile comise? Da, adesea prin ziare, eu știu cât i s-a spus unii ori de noi, de credincioși, sau cum s-a dus vestea rea. Nu lucruri adevărate. La lume n-avem ce le cere, pentru că spune în 1 Ioan capitolul 3, cât despre lume, versetul 13, nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Toată lumea zace în cel rău. Și rău de unde vine? De la cei răi. Dar ce caută răul la noi? Este un verset în Proverbe, capitolul 3, și vi-l spun în contextul acesta. 3 cu versetul 29. Nu gândi rău împotriva apropiului tău când locuiește liniștit lângă tine, dar se poate așa? Iată că se poate. Uneori, chiar ca slujitori, mai pierdem timpul, suntem obligați în natura slujbei, să acoperim, să rezolvăm o nedreptate, să împăcăm oameni, pentru că există o tendință de a gândi rău, de a interpreta în sens negativ o acțiune, o vorbă a cuiva. Dumneavoastră nu vi s-a întâmplat, nu? Știți întâmplarea aceea că o soră avea bărbatul necredincios, care nu-l putea scoate din crâșmă și luase salarul. Și-a rugat noaptea pe un slujitor de la biserică să vină să-l ajute să iasă afară, că avea respect față de el. Și-a trecut pe drum o familie de la adunare. Și înainte de a afla el, toată adunarea o știut și s-a făcut ședințe de comitet, trădat afară că umblă, frecventează noaptea localuri. Cum trebuia să procedeze? Pentru că diavolul e diplomat, de carieră, e când avocat, când procuror. Dacă ai văzut ceva cu asta, nu vreau să vă spun, să fie toată lumea cu ochii închiși, gata, de acum totul acoperim cu dragoste, unul a trecut cu nevasta altuia și nu numai o dată
Și eu așa am ochiul de bun, zic, mă, a fost nevasta lui, cred. Dar am văzut că nu e nevasta lui, știi? Gata, e nevasta lui. S-o fi făcut ceva operații estetice. Deci nu un pozitivist din ăsta orb vă îndemn să aveți. Dacă chiar este cazul și cade în competența noastră să analizăm un caz, atunci spune în Deuteronom 13 să se facă cercetări amănunțite. Cum s-a spus în cazul judecății lui Pavel, că au dus pe unul Tertul, fapte 24, și spune prealesul de Felix. Pe ce l-ar fi votat evrei, nu? N-ar fi luat un vot de la ei. Zice, noi se mulțumim lui Dumnezeu cât de bine ne cârmuiești. Și când colo, el de fapt ce avea în plan? Era Festus, nu Felix, corectați-mă. Zice despre Pavel. Felix, da. Versetul 8. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Și când l-a cercetat, și Felix, și Festus care a venit, și împăratul, ce o să împăratul? Nu-i vinovat. S-ar putea da drum. Dar aproape că ai fi zis că-i de vin. S-a întâmplat în țară ceva cu un frate. Și mă sună unul, asta în iarna asta. Ai auzit de cutare? Zic, n-am auzit și trebuie să auzi dumneata că nu vreau să aud eu. Dar cum, frate? Măi, zic, nu în area mea de slujire și în al doilea rând, după cum te văd, tu ești pornit la rău. Și nu te ascult. Și am fost nevoit să închid telefonul. Băi, zic, de mai las telefonul, mi-intre și mie în cap ceva praf de la de-a tău, că sufli tare. Și în al doilea rând te provoc să faci păcate, omule. Și am văzut, așa s-a dus vestea în țară. Mă întâlnesc cu unul într-o adunare, nu l-am văzut de ani de zile. L-am văzut în adunare, de la Amvon. Când s-a terminat slujba, era o adunare mai mare, m-am dus repede să-l prind, să dau mâna cu el. Pacea, Domnule, ce faci, frate? Ai auzit de cutare? Măi, nu ne-am văzut de 7 ani. Și după pacea Domnului, prima ta pasiune să-mi spui, dacă m-a auzit, de păcatul care l-a făcut cutare. Zice, greu, dar l-am descoperit. Mă, nu știu cine a angajat pe unii la poșta satanei și la tribunalul unde nu se plătește, unde vei pipu să plătești. Bancă se mai și laudă că ei gândesc. Mai bine închidea secția. Dragii mei, dar chiar trebuie să cercetăm, întâi cercetăm, lăsăm organele competente să cerceteze, iar până atunci, stop, amin? Dar vreau acum în final să ajungem la capitolul care ne interesează. Cum putem, de fapt, să avem o gândire sănătoasă? Am spus, riscurile sunt foarte mari, să gândim rău, să gândim greșit, lumea ne influențează, sunt informații de tot felul, ce să mai spui dacă deschizi internetul, tot prostul își dă cu părerea. Că foaia sufere, nu? Sau pagina electronică respectivă. Afli fel și fel de informații. Unele sunt chipurile informații ale oamenilor de știință. De când e lumea și cum s-a făcut și cum milioane și milioane de ani. Și apoi fiecare să-și dea cu părerea, cum zicea un bietom, zice, după părerea mea, vorbea așa mai sacadat, și a unor oameni de știință, el se punea înaintea oamenilor de știință, măcar dacă se lăsa la urmă. Păi asta e marea problemă. Dragii mei, vin să vă dau un sfat și aș vrea să rămâneți cu ăsta. Filipeni, capitolul 2, puneam o întrebare mai adineaori, putem noi are pe pământ să gândim frumos, să gândim corect? Se poate o asemenea performanță? Filipeni, capitolul 2, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care ia și în Hristos Iisus. Să gândim noi ca Domnul Iisus, dar ce gând?
Acesta e gândul mamă care naște gândurile unei minți sănătoase. Ascultați care e gândul ăsta. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Cei care lucrați cu computere știți că există posibilitatea, există programe, ca un altul, nu contează de la ce distanță, că doar e prin internet, și sunt cabluri și pe Subocean, mai multe, să lucreze în computerul tău. Tu să stai pe scaun cu mâinile în sân și să vezi cum se mișcă săgeata de la mouse. Băi, zici, lucru necurat, cum lucrul ăsta umblă singur fără minimă? Cum ziceau bătrânii când vedeau câte ceva. Nu! Și altcineva operează în computerul tău. Se poate? Să-ți șteargă programe, să introducă informații, să elimine. Se poate? Dar dacă oamenii sunt în stare, Dumnezeu nu fi în stare? Gândul mamă care l-a avut Domnul Iisus și care ne este recomandat nouă, a fost renunțarea Domnului Iisus, așa am citit, s-a dezbrăcat de sine însuși, adică l-a lăsat pe Dumnezeu să-i formuleze gândurile, să-i dicteze acțiunile, să-i prefațeze și să-i întocmească întru totul vorbele și toate faptele. Asta e singura noastră șansă pentru minte. Altfel, nu suntem stăpâni pe noi. Singura posibilitate e să-i predăm lui Dumnezeu control de plin asupra minții noastre. Se poate? Se poate dacă te lepezi de tine însuși și lași pe Dumnezeu să gândească în locul tău. Dacă nu, iar când îți dai cu părerea, iar o smintești. Ca să nu mai zic că te scapi și gândești iar rău, lacom imoral sau așa mai departe. Vorba aceea, nu știu cum se face, că tot ce ne place dacă ne lăsăm în fire e bai ilegal, bai imoral, bai îngraș. Asta e slăbiciunea umană, zice în Geneza 6:5, toate gândurile omului sunt îndreptate în fiecare zi numai spre... V-am spus că suntem cu casa în pantă. Dar Dumnezeu poate să preia controlul. Asta e marea minune care se realizează. Domnul Iisus Hristos n-a venit pe pământ numai să dea un preț, să plătească o jertfă. Putea să devină de vreme matur, că și Adam a fost creat ființă matură și să se jertfească. A venit în ipostaza de copil, adolescent, tânăr și cu atât mai mult după ce a intrat în slujire, să ne dovedească nouă, să ne lase o pildă de urmat că se poate trăi pe pământ. Da? 1 Corinteni, capitolul 2, vă citesc de la versetul 16, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Din nou, cum am citit în Filipeni. La ce se referă aici? Versetele de mai sus, dacă vă amintiți, se referă la faptul că și în capitolul 1, de asemenea, spune aici că Pavel n-a mers să predice cu înțelepciunea vorbirii. Avea capacitate. A spus, toată înțelepciunea lumii zero în fața a ceea ce Dumnezeu poate să realizeze. Că nu l-a dus mintea pe niciun om să scoată un plan de mântuire ca și la care l-a gândit Dumnezeu. Și Dumnezeu, ce interesant a gândit mântuirea, și aia a fost nebunia propovăduirii crucii. Și numai Dumnezeu ne poate lumina la minte. Eram într-o zi la Voitinel, în Bucovina, și când m-am sculat dimineața și m-a rugat, mi-a zis Domnul, așa ca o șoaptă în rugăciune, astăzi vei vedea una din lucrările mele. Da, luându-mă cu frații, cu vorba, am uitat. Pe la ora 12, un prezbiter zice, vii cu mine să facem o vizită la soțul bolnav a unei surori, el e la oastea Domnului, da, e un om serios în sat. Îl vizităm, intrăm în discuții și el zice, mie îmi place la voi la pocăiți, dar la voi o problemă, nu dați cinste la cruce. Și îi spune în Corinteni 1,
că cei ce sunt pe calea pierzării disprețuiesc crucea. Și pentru mine este semnul că voi ați apucat-o rău. Și discutăm, îi explic, măi omule, când a fost scrisă epistola asta? Facem noi socoteala în anul 60, hai să o rotunjim așa. Maxim. Crucea când a apărut? Apoi pe la 310. Deci cât e de la 60 până la 310? Apoi 250 de ani. Apoi ăștia care au fost cu 250 înainte de cruce, bănuiau că la ce se referă Pavel. Mă, nu putea fi vorba de aia. Atunci alta, dar atunci care-i? Și a rămas bietul om suspendat iară cu mintea. Deci aia nu-i, dar atunci care-i? Mai zic că e simplu, măi omule. Adică ce înseamnă propădurea crucii? Pavel mergea și spunea, Hristos a murit pe cruce și asta vă scapă pe voi. Cum adică, mă, atâta ne scapă pe noi? Și zice omul, acum pricep. Nu că i-am explicat noi, Dumnezeu atunci s-a îndurat de el și i-a luminat mintea. Apoi zice, dacă e așa, mă botez. Și cum zic bucovinenii, măi femeie, pune apă să încăld. Gata, au rămas la mărturisire, au încălzit apa. Intrăm înapoi în cameră, zice, dar pentru mine nu s-a rugat nimeni religios cu nevasta când ne-am căsătorit, că ea la popa nu vrut să meargă, eu la pocăiți nu m-au primit că n-am fost botezat. Nu ziceți o rugăciune pentru noi? Zici, aveau 60 de ani deja. Gata, zicem. Ori plâns, ne-am bucurat și noi toți. Și în timp ce ne rugam pentru ei, acum după botez, mi-au amintit ce a zis Domnul către mine, azi vei vedea una din lucrările mele. Păi când ne-am întors înapoi, era deja ora 3 și întreabă gata, voi, dar se întrezea de amiază, dar acum a venit, ce a durat atâta? Vă zic, am durat, că am avut mormântare, am avut nuntă, am avut slujbe. Că numai Dumnezeu poate să lumineze mințile oamenilor. Asta spune aici, e o înțelepciune care vine de sus și te face să gândești, de te miri tu cum ți s-a deschis mintea, cum ai priceput, cum ai înțeles și rest, unde nu știi, Dumnezeu te ajută să nu te bagi. Și asta iară interesant. Îți dă putere să te liniștești. Unde te temi, și acolo devine ceva foarte interesant. Scrie aici în Filipeni, capitolul 4, vă citesc de la versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic. Dar vin îngrijorări, nu, probleme economice, ce să mai spun, probleme de boală, știu eu, războaie, musulmani, ce mai se întâmplă. Te rogi, discuți cu Dumnezeu, Doamne, uite ce, uite, auzi cine e la mine la poartă, auzi ce zici? Zici că era șache după glas. Și eu sunt cetate asediat, ce mă fac? Și Dumnezeu îți vorbește și scrie și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi gândurile și scapi de o droaie de gânduri de teamă. Dar cum vine asta când trece orice pricepere? Adică nu le poți explica rațional. Pe ce, a întrebat Rabșache pe Ezechiel, spui ce se bizuie încrederea voastră? Tu nu vezi că arme n-ai. Pe ce? Pe Sfântul lui Israel, a zis. Dar ce face Sfântul lui Israel la ora asta? O să râde de voi. S-o râs de voi că v-au dus aici să vă facă grămadă. Dar pentru Dumnezeu e foarte simplu. Numai că trebuie să-i stăm noi aproape, în rugăciune și mai este ceva aproape de cuvânt. Cum a reușit David să n-aibă teamă, cum spune Psalmul 5-6, Psalmul 5-7, ori de câte ori mă tem că a avut probleme, a fost și el om ca noi. Eu mă încred în tine, spune acolo, mă voi loda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. I-o fi promis Dumnezeu ceva. Și noi știm ce i-o promis, că va fi rege. Și-o zis femeia aceea, și-o zis Abigail, când va împlini Dumnezeu cuvântul și te va pune pe tron, să n-ai mustrări de conștiință. Am auzit acum pe un frate predicând, mi s-a părut interesant, n-am auzit. Și David era în peșteră și Saul l-a urmărit, dar de ce nu ar fi intrat în peșteră? Apoi zice, mă gândesc, poate că a fost un gând bun, zice, Dumnezeu a pus niște păianjeni să facă repede pânză, sunt pe aici, nu au trecut oameni, mă. Au să apere Dumnezeu de o armată cu păianjeni, nu? Dar pentru Dumnezeu e simplu. Scrie în 2 împărați 7 că sirienii au venit, au înconjurat cetatea, ei nu știu săracii că au venit cu ajutoare, că și erau săraci, muritori de foame. Și Dumnezeu cum i-a speriat? A făcut un vâjit, nici nu știu cu ce cu ce moriși convertit Dumnezeu acolo, nu? Fui dat ceva direcție, niște curenți de aur, Dumnezeu, de aer, Dumnezeu face sunete cum vrea, nu? Și ăștia au fugit,
Păi, dar îmi vine să zic că au fost și nepricepuți, că au fugit fără măgare. O să am măgare acolo, că o să aibă ăștia cu ce duce bagajele, nu? Și-o m-a aruncat și hainele pe drum. Acum asta înțeleg, ca să fie mai lejer la alergare, nu? Dar cum să fugi tu fără animale de viteză? Dar când îți umblă Dumnezeu la minte, asta am pedeapsă. Că bine ziceau grecii într-o vorbă de-a lor proverbială, zice, când zeii vor să bată, nu iau bâta, umblă la minte. Și te pedepsești singur. Te doare, Doamne, fie-ți milă. Dragii mei, mă întorc la cuvânt. Aici este importanța a ceea ce noi trebuie să învățăm. Cuvântul lui Dumnezeu, mă întorc la Domnul Iisus Hristos. Că, uite, v-am ținut mult. Un ceas. Vă dau doar două, trei versete, că dumneavoastră pricepeți ideea, știți cum e, la omul înțelept numai ideea o dai, nu? Când îi spui la un om că pe acolo e drumul, nu mai trebuie să-i spui că e și asfaltat, că e și... Pricepe, te ia pe cuvânt, nu? Scrie în mai multe versete din Evanghelii. De exemplu, în Matei, hai să luăm ăsta din Matei, mai luăm ceva din Ioan, Matei 26, a fost momentul prinderii în grădină, sare Petru cu sabia și zice, Domnul, stai liniștit că nu-i problemă de lipsă de efective sau de promptitudine. Îmi pune îndată la îndemână, nu asta e problema. 5-6, alta e problema. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise. Știți cum i-au luat la roșii pe cei doi în drum spre Emaus? Nu trebuia să se împlinească. Și acum ascultați aici frumusețea în Ioan 19, scrie de la 19 cu 24 că au tras la sorți și au împlinit fără să știe sărmanii. Dar ce-i frumos la Domnul, 28, după aceea Iisus care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Vă amintiți ce scrie în Psalmul 40, reluare Evrei 10? Iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. O, de-am vrea și noi să lăsăm pe Dumnezeu să gândească în locul nostru. Ce înseamnă asta? Să te familiarizezi cu Scriptura în minte ca să răspunzi exact după cum e scris. Ce frumos s-a apărat Domnul Iisus de diavol. O zis, ți foame. Altfel e scris. E diavolul, e diplomat. Dar știi că iar e scris. Și vine Domnul, da, n-are voie să contrazică acolo alții de asemenea, este scris. Domnul Iisus, două posibilități care le avem și noi la îndemână le-a folosit și a fost biruitor. Știa tot ce-i scris despre el și avea toată pasiunea să împlinească și pe cruce, auzi? Era pe cruce, știa că totul e gata, dar stai că mai e ceva de împlinit, să-mi dea oțetul. Vorba unui frate, i-a dat unul o palmă, a zis, băi, vezi că am chitanță pe două. Se poate. Venind încoace, am reascultat mărturia fratelui Simeon Man în dialog cu fratele de la Zalău, Dan Bercean, cum a fost bătut cu fratele Elisie. A fost oameni. Cum au putut să rabde? L-am auzit pe fratele Horobez de la Caminca. L-am prins încă avea 90 ceva de ani. Și-a spus, frate, când m-au bătut, mi-au sărit toți dinții din gură. Am auzit în închisoare. S-a rugat și-a spus, Doamne, la sfinți le vine în minte cuvântul, au zis, da, îngerul ăla care o scos pe Petru și pe ceilalți din temniță, ăla nu mă umblă până închisor, nu cumva dă de mine să mă elibereze. Și în timp ce se ruga, a văzut un înger venind spre el. Era proroc, frate. Și când s-a apropiat de îngerul, s-a întins o mână și a auzit o voce. Încă nu acum, peste 8 ani, condamnarea a fost mai lungă, dar atât o executat. Și fratele, care era român, dar ucrainean, așa, din Ucraina, avea, sau ucrainean era, să nu greșesc, avea o Biblie în ucraineancă și a făcut-o cadou la fratele Michi din Maramureș, la medicul veterinar, e vreun maramureșan pe aici, sau îl știți. Și zice fratele Michi, băi, zice, asta mi-a dat-o bătrânul când a fost el în misiune, a fost o istorie frumoasă, cum s-au întâlnit în gară, în urma unor descoperiri și unii și alții, și mi-a zis, Michi,
Să o dau cu condiție. Citești din ea numai stând în picioare sau în genunchi. Din asta nu-mi citești stând în pat. Dar de ce, frate? Biblia asta au făcut 8 ani de Siberia. Te rog să o respecti. Cum nu ți-o luat o comuniști în 8 ani? Și-am ținut-o ascuns. 8 ani? Ce nu 8 ani? Numai câteva luni. Și după aia? Și s-o aflat, acum nu ți-o luat. Și aveam plan. Lucram la o mină de cărbuni. Și nu ieșea planul. Știți că era, care se mai bătrân, cu planul anual, cu cincinalul, cum aveau comuniștii, proiectii lor, cu societatea multilateral dezvoltată. Și se temeau că aveau probleme cu șefii de la partid. Și domnul a vorbit într-o zi și o să ieși în față. Și spune-le, lăsați-mă să citesc eu din cartea mea și să mă rog eu Dumnezeului meu. Și niciun vagon nu se va mai răsturna. Erau niște șine, mai puține puse la punct. Și zis, hai să lăsăm, știu eu, încercăm și asta. Și au zis, de mai multe ori, cum rămâneau cu producția în urmă, cum mă scoteau cu Biblia în față? Și au zis, măi, să n-aibă nimeni treabă, cartea lui, că iasă producția. Și au zis, Dumnezeu așa le-a sucit mintea să-mi lase mie Biblia, să le iasă lor cărbune. Și au zis, s-aduna oamenii în jurul meu și spunea, mai citește, că ăștia au năcas cu cărbunii, noi avem alt năcas. Cu Dumnezeu când te rogi și când vrei să-L asculți, atunci Dumnezeu te călăuzește. Îmi povestea un tânăr, și frate, domnul mi-a spus că trebuie să iau pe o fată anume. Când să vorbesc? Zice, Doamne, vreau să mă încredințez. Și uite, frații ei nu sunt botezați cu Duhul Sfânt, pun în semn. Dacă până la sfârșitul anului botez cu Duhul Sfânt, el se ocupa și de stăruințe băiatului și era și proroc încă de tânăr, să ai semnul că fata asta mă duc la ea. Eu botezat domnul pe toți, deși nu a fost tare evlavioși până atunci. Și Doamne, nu te supăra pe mine, am auzit că ai lăsat și pe alții să mai pună un semn. Avea ea o soră, nu mai știu, o bolnavă sau una și nu putea să aibă copii. O zis, dacă te îndur de ea, tot până atunci, eu mai dat încă un termen, ăsta e semnul. Măi, am glumit că eu zic, tu trebuia să încăsăruți de soră până le rezolvă tine cazurile. Dacă tu așa mergi pe încredere cu Dumnezeu. Și într-adevăr, lucrarea s-a făcut. S-a trecut peste împotrivirea unora, pentru că atunci când Dumnezeu a deschis ușa, le-a întors și fața și inima la toți. Căci Dumnezeu nostru este mare. Fraților, știți cum am putea gândi ca Dumnezeu? Cum am citit din Isaia acolo? Cum cobor gândurile din cer? Ce scrie versetele următoare? Căci după cum ploaia și zăpada coboară din cer, tot așa și cuvântul care iese din gura mea nu se întoarce fără. Dar unde rodește cuvântul? În mintea noastră mai întâi. Și când ne vom umple de cuvânt, cum scrie în Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Să vezi cum gândești ca Dumnezeu. Dacă îți mai dă Dumnezeu și o plinătate a Duhului, dacă e cazul să-ți dea și descoperiri, dacă nu cel puțin, cât vine ce rău, spune Psalmul 39, cât a stat ce rău înaintea mea, nu stai mult în tăcere. În rest, ne vom putea abține, să nu ne îngrijorăm, să nu ne dăm cu părerea. Doamne, dă-ne o minte sănătoasă. Amin. Va fi mai sănătoasă decât, cum zicem, Psalmul 119. Sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, căci învățăturile tale le am cu mine. Dar tot acolo scrie, Doamne, cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea. Ați auzit? Cum să nu gândești ca Dumnezeu dacă te gândești toată ziua la Biblie? După ce te gândești toată ziua la Biblie, să vezi la 20, e bine să gândești, nu? Dar uite așa, știri, povești, telefoane, ziare, bloguri și apoi, după 3 episoade, al 4-lea tău. Depinde din ce serial. Din ăsta sfânt sau din alea de la Hollywood sau de unde ori mai fi sărmane. Ce introducem în mintea noastră, aceea rodește. Pe cine îl punem stăpân peste mintea noastră, acela seamănă. Fie ca Dumnezeu să devină stăpânul minții noastre. O, frumos va fi! Să va ajunge, spun asta în încheiere, la ceea ce spune Scriptura într-un mod foarte interesant, Filipeni, capitolul 2. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Auzi, toată biserica se gândească la fel. Votăm 100%. Cum se poate? Un singur gând toți?
Cum scrie că câte seamene s-au adunat toți ca un singur om. Dar acum gândul ăla cui să fie, al frate Leontin, nu? A meu până stau la dumneavoastră. Gândul lui Hristos. Și care a fost gândul lui Hristos? Nu a fost al lui, a fost al lui Tatăl său. Marele stăpân din cer. Ca așa să ajunge la un singur gând, renunțăm toți la gândurile noastre și gândim ca Dumnezeu. Toți avem un singur gând. Cum zice Tatăl, așa rămâne. Asta e armonia universală. Dea bunul Dumnezeu, chiar dacă aici e greu, să rămână asta un obiectiv spre care să tindem și să spunem, Doamne, vină ziua aceea în care Tu să fii totul în toți. Amin. Un gând dumnezeiesc. Când nu, atunci nu vor mai fi nici ispite, dar să ne dorim, să ne luptăm pentru asta. Iată de ce avem nevoie de atâta cuvânt, de prezența Sfântului Duh, ca să putem gândi frumos, că altfel mintea noastră ne face mari și mari probleme și ne rătăcim. Dar când gândim bine, vom ajunge la bunătate, la credincioșie, că toate pleacă de la gânduri. Dumnezeu să vă nobileze gândurile. Amin.